Bună, bine ai venit sau revenit pe acest canal. Astăzi o să extrag câte două cărți pentru iubire, sănătate, bani, da? Din acest oracol de înțelepciune pentru tine, draga mea sau dragul meu. Și mai întâi de toate, draga mea, pentru că iată, este 1 martie, îți ofer aceste floricele. Așa ca să-ți încânt sufletelul cu niște floricele. Eu am amestecat cărțile, să mă prezint mai întâi, da? Eu sunt Nicoleta Năstadăr, consilier spiritual, autor cărți și cursuri. Îmi place foarte mult să fac aceste extrageri din oracolul de înțelepciune, pentru că sunt niște mesaje extraordinare care ne ajută să înțelegem mai bine, care ne pregătesc emoțional, mental de ceea ce vine. Nu ne preconizează viitorul, ci ne ajută să înțelegem în altă cheie. Da, să fii atentă că tarotul, de exemplu, dacă urmărești, îți blochează materializările. Și am un film în care vorbesc despre asta, se cheamă exact așa. Să-l vizionezi dacă te atrage. Hai să extragem două cărticele pentru. Ia uite că au ieșit deja. Pentru iubire. Una a căzut pe jos, deci este puțin cu muncă, numai puțin. Este cu efort, dar este foarte frumoasă pentru că iată Cartea Sufletelor Pereche, exact la iubire. Wow, ce minunat! Da? Suflete pereche, Soulmates, este o carte superbă, este vorba despre iubire, iată, nu putea să iasă ceva mai bine și mai frumos. Ce văd eu aici este foarte mult albastru, deci este comunicare. Comunicare cu el sau cu ea sau cu tine însă-ți, draga mea sau dragul meu. 41, deci numărul 5, schimbare. Schimbare. Poate să fie o schimbare. Sunt multe inimioare aici împrejur. Sunt doi pinguini, ea și el, da? Deci chiar dacă apare așa o răceală înainte, în afară, în exterior, voi vă aveți unul pe altul, sau cel puțin așa ne spune această carte. Deci în luna martie 2024, deci aceasta este ca reprezentativă, ca emoție, ca stare, este foarte frumos. Soulmates. Iar următoarea carte, care zic eu că este o condiție ca să ajungi în această stare de bine, da? De împreună, de armonie, de plăcere, feminin-masculin, iată, 27, numărul 9, care e spiritual, este exchange gifts, schimb de daruri. Și ce înseamnă asta? Este vorba de schimbul de daruri dintre aceste două energii, masculin și feminin. Deci, dacă nu știți să vă oferiți, dacă nu vă cunoașteți unul pe altul foarte bine, sau dacă nu vă cunoașteți fiecare pe sine, aici pot să fie dezechilibre. Poate sunt insecurități și de aceea nu poate să existe această armonie. Draga mea și dragul meu, da? Eu asta ofer prin metoda Harmony, această armonizare pe care femeia sau bărbatul poate să facă în sine ca să poată să aibă o relație armonioasă, da? Iată, foarte frumos la iubire, fantastic de frumos la iubire, da? Deci iată că aici este mai mult roz pe energie feminină, da? Schimb de daruri, foarte frumos. Deci trebuie să învățăm să facem schimb de daruri, adică femeia să stea în frame-ul ei de femeie, pentru că multe femei nu mai știu ce înseamnă feminin, energia feminină, și unii bărbați nu mai știu nici ei ce înseamnă feminitate și nici măcar masculinitate, nu mai sunt în frame-ul lor de masculin, de bărbat. Haide să amestecăm un picuț cărțile și să mergem la următorul domeniu. În sănătate. Și aici mă refer la starea de bine, la vitalitate. A ieșit deja o cărticică. Hai să mai cădem, să cadă și a doua. Ia să vedem. Prima carte care a ieșit este To Be Fair. Tot este vorba despre echilibru. Numărul 38, deci 11 iarăși, un număr spiritual foarte puternic. To be fair, asta este justiția divină. Deci se face justiția divină, oricare ar fi starea ta de sănătate. Și mă refer la sănătatea emoțională, mentală și fizică, bineînțeles. Toate aceste afecțiuni, poate accidente, boli, să știi că au cauze spirituale, emoționale, de acolo pleacă totul, da? Deci se face justiție divină, dar iată că următoarea carte ne exemplifică, de fapt ne explică această justiție divină. Numărul 25, iarăși 7, număr spiritual,
Este round and round. Este un ciclu karmic din care încă n-ai reușit să ieși. Este o spirală, da? În care te învârți. E un cerc, iată, ca o spirală. Cerc și o spirală în care te învârți. Deci este o lecție neînvățată. Eu cu asta mă ocup, draga mea, deci pot să subliniez, pot să înțeleg, pentru că dinăuntru, când stai într-o problemă, nu se vede, pentru că ești cuprinsă de emoții, ești depășită de emoțiile, mai ales când e vorba de o boală, de o afecțiune, este foarte dificil să înțelegi și să ieși din frică, în primul rând, și din incertitudine. Da, din afară se vede cel mai bine. Din afară cineva te poate ghida, îți poate spune care este problema. Pentru că la baza fiecărei afecțiuni sau boli este o cauză acolo profundă, spirituală. Deci se face justiție divină în ceea ce privește sănătatea ta și uite că aici, da, este echilibrarea, da, este foarte frumos albastru, deci este claritate, comunicare, deci uite, ți se sugerează să comunici cu sinele tău sau cu o altă persoană care să te ghideze pentru a ieși din această karmă. Da? Asta este boala, este un rezultat al unor lecții neînvățate, din păcate. Eu te îmbrățișez cu mare drag și dacă vrei să stăm de vorbă, nu ezita, găsești detalii în descriere. Și eu am avut multe boli și afecțiuni, am ajuns chiar și la cancer, dar din fericire am reușit să ies de acolo. Pentru că odată ce ești de pe acea vibrație, corpul tău are capacitatea să se regenereze. Hai să vedem și la bănuți. Altă cărticică. Au ieșit două cărticele. Prima carte este numărul 33. E un număr magic de maestru spiritual, dar iată că e haos și conflict. Deci, în ceea ce privește banii în luna martie 2024, sau poate în momentul acesta, ești într-un haos, într-un conflict, ai un conflict interior. Și când suntem pe această vibrație, ce atragem? Efectiv, pe rezonanță, da? Deci mai mult conflict, mai mult haos, din păcate, da? Acest animal care pur și simplu se desface în bucățele. Dar a doua carte ne explică de ce se întâmplă asta sau ce ar trebui să se întâmple. Următoarea carte este numărul 46, deci iată, 10, 1, un nou început. Deci chiar dacă apare, iată, aici e un copac care a luat foc, dar ars, pur și simplu, aici încă vedem că totul este incandescent. Dar acest copăcel care aici e cuprins de o lumină, zic eu că de lumină de divin, cum ar veni, da? Deci este, cum să zic, este în siguranță acest copăcel și mai mult de atât, dar e protejat de divin, de lumina aceasta care vine de sus din ceruri. Mai mult de atât, pentru că în acest copăcel au început să iasă frunzulițe. Se văd aici câteva frunzulițe, da, verzi. Și mai mult este chiar o floricică albastră, iată, chakra gâtului. Iarăși este vorba de comunicare. Deci, acest haos și conflict se datorează unei lipse de comunicări, draga mea și dragul meu. Lipsă de comunicări cu tine, cu sinele tău, adică trebuie să înțelegi că dacă tu ai făcut lucrurile toată viața într-un fel, într-un singur fel, într-un anumit fel și n-ai avut rezultate bune, iată că trebuie să ieși de acolo, pentru că cei mai mulți oameni stau pe vibrația sărăciei, de lipsă, da? De neîmplinire, că nu merită, că nu sunt destul de buni să atragă lucruri frumoase și minunate în viețile lor. Da? Deci trebuie să ieșim de pe acea vibrație de lipsă, de minus. E o transformare. Deci ești în această transformare sau cel puțin trebuie să intri, să faci conștient acest proces sau conștientă. Da? Asta ți se sugerează aici prin chakra gâtului, această floricică. Trebuie să intri în contact cu o persoană care te poate ajuta să ieși din acest haos și conflict în ceea ce privește finanțele, ca să manifesti, da? Viața pe care ți-o dorești. Te îmbrățișez cu mare drag și găsești detalii în descriere, în cazul în care rezonezi cu mine, cu vibrația mea, ca să ai o claritate, nu? Că de fapt asta cauți tu. O să mai extrag o carte așa ca mărțișor pentru tine, la general, nu contează.
Dar, general, așa inspirația am primit acum. Hai să vedem care este. Wow! Așa, la general, luna martie 2024 este lapte și miere. Iată că este curcubeul, care este un semn de la divinitate, un semn de bun augur, de noroc. Și lapte și miere, cum ar veni ca luna de miere. Și nici nu mă mir că, iată, că vine întâi mărțișor, vine 8 martie, ziua femeii. Și este foarte mult albastru, este culoare, da, este mai vibrant, așa, cartea. Deci lapte și miere înseamnă prosperitate, înseamnă abundență. Deci iată că dacă îndeplinim acele condiții, dacă mergem la next level, pentru că dacă avem lipsă, nu contează că e vorba de iubire, de sănătate, de bani. Deci dacă suntem acolo unde nu ne dorim în aceste domenii, noi trebuie să ieșim de pe acea vibrație. Deci trebuie să mergem la next level. Noi trebuie să ajungem pe vibrația lucrului pe care îl dorim. Dacă vrem iubire, adică relație sau relații armonioase, frumoase, trebuie să ajungem noi acolo, vibrațional. Dacă vrem sănătate, vitalitate, păi noi trebuie să ajungem ca vibrație înainte de a ajunge ca materie acolo. Iar la fel la bani, dacă vrei să trăiești în prosperitate, trebuie să atingi acea vibrație de prosperitate ca să poți să atragi pe rezonanță prosperitatea. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, te îmbrățișez și sunt aici oricând pentru tine. Un martie fantastic!